Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. De dimineață când m-am trezit, am auzit un salut care mi-a umplut inima de bucurie. Și salutul suna așa: lăudat să fie Iisus. Și răspunsul era: în veci, amin. Lăudat să fie Iisus. Lăudat să fie Iisus. Lăudat să fie Iisus. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu, ridicați în picioare, așa cum se găsește scris în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 28. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede și spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat și au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vom scăpa de grijă. Ostașii au luat bani și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei și a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Învierea Domnului Iisus a pus în mișcare milioane și milioane de oameni de-a lungul istoriei. Din ziua aceea când ea s-a petrecut și până astăzi, milioane de oameni s-au deplasat să mărturisească cu adevărat că Iisus Hristos a înviat. Învierea Lui ne mobilizează și pe noi astăzi și ne aduce dimensiunea dinamică a acestui eveniment. În fiecare an citim evanghelile care vorbesc despre modul în care s-a produs învierea. De data aceasta aș vrea să ne concentrăm sau ne focalizăm atenția noastră la acest element, dinamica învierii. Și am numit mesajul din dimineața aceasta Maratonul învierii, ca să înțelegem că lucrurile atunci nu s-au desfășurat așa lent, fără acțiune,
ce a fost una dintre cele mai energice lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut prin învierea Domnului Iisus Hristos și răspândirea veștii că El cu adevărat a înviat. Să încercăm să ne ducem cu gândul în ziua învierii și să înțelegem aspectul acesta al dinamicii învierii. Am plecat cu puțină întârziere din anumite motive de acasă și venind prin oraș, am traversat orașul dinspre calea Dumbrăvii până aici, am întâlnit foarte puține persoane și doar câteva mașini, două, trei mașini. M-am gândit că învierea Domnului Iisus, evenimentul acela care s-a produs acum aproape 2000 de ani, a pus în mișcare toată lumea. Pe toți cei ce erau în Ierusalim și în împrejurim, pentru că evenimentul acesta s-a produs într-o dinamică foarte accentuată. Și aș vrea să ne uităm la mai multe cadre și să înțelegem că ea se produce pe mai multe planuri. E un mesaj foarte simplu și ne uităm doar la câteva grupuri de persoane care s-au pus în mișcare și care prin deplasarea lor, prin maratonul acesta al învierii, au declarat măreția acestui eveniment. Ca rezultat al acestui mesaj, aș vrea să ne pună Dumnezeu pe toți în mișcare și să ne facă martori vii a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Primele care s-au pus în mișcare a fost un grup de femei credincioase care însosiseră pe Domnul Iisus din Galileea și care au fost părtașe la tot ceea ce s-a întâmplat în zilele acelea în Ierusalim. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Dacă citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 1, găsim cam aceeași relatare. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus zi de dimineață la mormânt, pe când era întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Evanghelistul Luca spune: în ziua din tâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt zi de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Fiecare din acești evangheliști, prezentând momentul care inaugurează această frumoasă sărbătoare, îl începe prin lucrarea sau prin marșul acestor femei credincioase. Ele sunt supranumite mironosițe din pricina mirului, a miresmelor pregătite ca să ungă, să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus. Evanghelistul Luca spune: femeile acestea. Care femei? Dacă citim capitolul 23, versetul 55, spune: femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif și au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. Femeile acestea. Femeile acestea sunt primele care dinamizează evenimentul acesta din zori de zi înainte de a se face ziua, după ce ziua sabatului se încheie, inaugurând cea mai importantă zi pe care o sărbătorim în fiecare săptămână, ziua întâia săptămânii. Dise dimineață și-au asumat riscul să meargă la mormânt. Ce risc, veți spune? Dacă citim contextual scripturile, înțelegem că ucenicii erau urmăriți. Ei stăteau cu ușile zăvorâte, încuiați de frica iudeilor. Și femeile acestea, trecând peste toate pericolele, s-au dus la mormânt. Probabil că ele și-au pus problema: cum vom trece de garda romană? Dar cea mai mare problemă a lor era: cine ne va rostogoli piatra? Femeile acestea și-au asumat riscul.
Și cred că de-a lungul istoriei au fost persoane care și-au asumat riscul urmării Domnului Iisus Hristos. Mi-aduc aminte de o povestire care mi-a relatat-o mama mea. Ea s-a întors la Domnul în perioada antoneștiană, când bisericile evanghelice erau închise. A fost botezată undeva în râul Sebeș și pentru că s-a aflat de lucrul acesta, împreună cu mai mulți credincioși din zona aceea au fost arestați și aduși din post în post, așa se spunea, postul de jandar dintr-un sat în altul, până la curtea marțială la Sibiu. Și îmi spunea că printre cei care erau în grupul acesta era și Petre Oprean și alții, cel care a botezat-o și sora prin care a ajuns să cunoască pe Domnul. Și când au ajuns la Sibiu, președintele curții marțiale s-a uitat la ei și a spus: voi ce ați făcut? Și unul dintre ei a spus: am făcut un botez. Ne-am asumat riscul să facem un botez. I-au amenințat și apoi le-au dat drumul. Dar zilele acelea, călătorind din sat în sat, în tot felul de jigniri și în tot felul de apostrofări și chiar bătăi, a fost o asumare a riscului. Femeile acestea și-au asumat riscul să meargă în dimineața învierii să vadă mormântul și trupul lui Iisus. Apoi femeile acestea au fost gata și să plătească prețul pentru pregătirea lui pentru îngropare. Citind în capitolul 23 din Evanghelia după Luca, am înțeles un element care nu l-am înțeles niciodată până acum. Versetul 55 spune așa: femeile care văzuseră pe Iisus, veniseră cu Iisus din Galileea, au însoțit pe Iosif și au văzut mormântul și felul cum fusese pus trupul lui în el. S-au întors și au pregătit miresmele și mirul. Apoi, în ziua sabatului s-au odihnit după lege și ziua a săptămânii s-au dus cu miresmele și cu mirul pe care l-au pregătit să îmbălsămeze trupul lui Iisus. Am înțeles că îngroparea lui s-a făcut în grabă, ca nu cumva să-l prindă ziua sabatului și prin aceasta să fie sabatul profanat. N-a fost timp de îmbălsămare a trupului lui Iisus, ci s-a făcut o îmbălsămare provizorie. Și ele s-au gândit: ar trebui să cheltuim din banii noștri și să cumpărăm mir și miresme și să mergem să îmbălsămăm trupul Domnului Iisus. Din contextul Evanghelilor înțelegem că mirul era foarte scump. Vă aduceți aminte de femeia care a turnat mir pe capul Domnului Iisus și ucenicii, respectiv Iuda, a spus: mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mulți bani și banii să se dea săracilor. Înseamnă că ele au fost acelea care au fost gata să plătească prețul pentru ca Domnul să fie îmbălsămat și așezat cum se cuvine în mormântul acela. Cred că Dumnezeu apreciază gestul acestor femei. Deși, înțelegând acum contextul lucrurilor, el nu mai era necesar, pentru că trupul Domnului Iisus nu mai era în mormânt. De aceea Domnul Iisus a fost așezat provizoriu în mormânt, fiindcă Dumnezeu avea în vedere învierea lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Uneori sunt lucruri mărunte care ne punem întrebarea dacă se merită să plătim prețul pentru a le face. Scriptura ne spune că se merită. Și că Dumnezeu este acela ce nu va uita nici măcar un pahar de apă rece care am dat în numele Lui. Ele au fost gata să plătească prețul. Și apoi,
Un alt element este că ele au rămas consecvente. Evanghelia după Ioan ne prezintă faptul că ucenicii care s-au dus la invitația Mariei să vadă dacă mormântul este cu adevărat gol, s-au dus, au văzut, au intrat în mormânt și au plecat de acolo. Dar Maria, Ioan capitolul 20, versetul 11, ședea afară lângă mormânt și plângea. Și urmează scena aceea în discuția Mariei cu așa zisul grădinar. Ei au văzut că mormântul este gol și au plecat. Dar femeile acestea au rămas lângă mormânt, pentru că au vrut să rămână acolo fiind statornice. Niciun lucru nu le-a putut descuraja. Să rămână acolo, chiar dacă ucenicii au plecat, ele au rămas acolo. Și vedem discuția care Maria o poartă cu grădinarul, presupusul grădinar. Domnule, dacă l-ai luat, spune-m unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. De fiecare dată când citesc pasajul acesta, mi se pare că atâta autoritate cât a avut Maria, niciun bărbat parcă n-ar fi putut să aibă. Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Dar asta era inima Mariei, consecventă, statornică. Și Dumnezeu răsplătește statornicia și consecvența, pentru că îi se arată Mariei. Ba, în textul care l-am citit în Evanghelia după Marcu, vedem că se întâmplă două lucruri fantastice, senzaționale. Când au intrat în grădina mormântului, au văzut piatra rostogolită și un înger al Domnului care s-a așezat pe piatră și stătea acolo. Și femeile l-au văzut. Două lucruri interesante au văzut femeile acestea acolo. O revelație și o relevanță, le-am numit așa ca să țineți minte. Revelația era îngerul. Un înger care s-a coborât, a rostogolit piatra și s-a așezat pe ea. Și nu-i lucru mărunt să vezi un înger al Domnului. Nu știu câți dintre voi ați văzut vreodată un înger, eu n-am văzut. Aș vrea să văd. Dar asta nu era totul. Pentru că am citit în Evanghelia după Matei că pe când femeile plecau de la mormânt, însuși Domnul Iisus li se arată și le spune: bucurați-vă! Nu vă temeți! Și cred că aici este de fapt finalitatea spre care tindem sau trebuie să tindem să ajungem și noi. Nu-i suficient sau o revelație. Să vezi îngerii lui Dumnezeu nu-ți ajunge. Trebuie să ai o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Pentru că această întâlnire personală cu Iisus Hristos este singura care îți poate schimba viața. Arătarea îngerului este interesantă, dar întâlnirea cu Hristos este mântuitoare. Este experiența de care avem nevoie fiecare. Dacă este cineva aici care n-a avut această experiență niciodată, astăzi Domnul Iisus este aici. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent acolo, spune Domnul Iisus. Și El vrea să ai această experiență a întâlnirii personale cu Iisus Hristos. Amin. Amin. Deschideți inima. Lasă la o parte suspiciunile, prejudecățile, gândurile care le-ai avut și spune: Domnul Iisuse, dacă cu adevărat ești în locul acesta, în această adunare, deschidem și mie ochii spirituali, să pot să cred și să pot să te văd și să pot să experimentez această întâlnire cu tine. Amin. Trecem mai departe la al doilea cadru, timpul trece foarte repede. Al doilea cadru îi prezintă pe cei mai devotați dintre ucenici, Petru și Ioan. Evanghelistul Ioan ne spune că atunci când Maria s-a dus și le-a spus: veniți să vedeți, mormântul e gol, Petru și celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus au început să fuge, să alerge împreună spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, Ioan 20:4, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. Aseară când am citit versetul acesta, m-am gândit
cu cine se compar pe Petru și pe Ioan? Și am zis, poate că aș fi eu și Radu. Eu mai șontorog, așa și mai bătrân, Radu mai vioi, mai tânăr, și începem să alergăm împreună, distanță de câțiva kilometri. Și Radu ajunge primul la mormânt. Ioan ajunge primul la mormânt. În pasajul acesta sunt patru verbe care vrea să le înțelegem din acest maraton al ucenicilor celor mai devotați. Primul este au alergat. Au alergat împreună. Uneori, alergarea noastră este un mod de viață. Și Pavel spune, alergați așa încât să căpătați premiul. Eu vă întreb, care dintre cei doi a căpătat premiul? Ioan sau Petru? Eu cred că amândoi. Ioan a ajuns primul, dar n-a intrat. Petru a ajuns al doilea, a intrat, a văzut și au crezut. Și a intrat și Ioan și a văzut și a crezut. Știți, în alergarea noastră unii suntem mai dinamici, mai vioi. Se întorc unii la Domnul în câteva momente. Alții, ani de zile, umblă pe calea bisericii și tot nu iau hotărârea. Vreau să spun, iubitul meu ascultător, dacă ești în această alergare, nu te opri. Perseverează. Aleargă până îl vei întâlni pe Iisus. Au intrat în mormânt, este al doilea verb. A intrat Petru prima dată, că era mai curajos și mai bătrân. Și se gândea, acum, oricum sunt aproape de mormânt. Ce-i dacă intru mai devreme în mormânt? Dar a intrat și Ioan. Și cred că aceasta este expresia aduce lucrurile până la capăt. Nu s-a oprit acolo și a spus, a, mormântul e aici, ne uităm un pic și plecăm. Au intrat și au văzut, spune, fâșiile de pânză care căzuseră jos. Vorbind despre minciuna inventată de preoții și mai de seamă și preluată de soldați, că noaptea în timp ce ei dormeau, ucenicii lui ar fi venit să-i fure trupul. Apoi când cineva fură trupul, nu stă să desfacă pânzele și să le așeze frumos sul, așa cum fusese răpuse în jurul trupului lui Iisus. Nici să desfacă ștergarul și să-l așeze la o distanță corespunzătoare de pânze, egală cu lungimea gâtului celui ce fusese pus acolo. Dar ucenicii au intrat și au văzut giulgiul acesta. Astăzi se face foarte multă discuție despre giulgiul din Torino. Am înțeles că și la Iași a fost adus o copie a giulgiului din Torino și se discută dacă este autentic giulgiul din Torino, dacă este pânza cu care a fost învelit trupul lui Iisus sau nu. Dacă ar fi fost așa de important giulgiul acesta, cred că Petru l-ar fi luat și ar fi spus, nu Iisus aici, dar măcar giulgiul îl iau eu. Și al meu. Scriptura ne spune, au intrat, au văzut, au crezut și au plecat. Că important nu era giulgiul, ci important era Hristos, Iisus, cel înviat. Dacă ne oprim la lucrurile acestea aparent sfinte, pierdem de fapt esența. Că esența este Hristos, cel înviat. Slăvit să fie numele Lui. Au văzut și au crezut. Am o problemă în interpretarea expresiei au crezut. Pentru că dacă citim versetul următor, vă rog să afișați Ioan 20:9. După ce spune au văzut și au crezut, scrie căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învie din morți. Ce au crezut? Ce au văzut? Au crezut că
că Iisus nu mai este acolo. Au crezut că mormântul e gol. Dar ăsta era prima dovadă extraordinară a învierii lui Hristos. Mormântul gol, fâșiile de pânză, ștergarul pus alături, au văzut și au crezut. Trebuia să li se mai lumineze mintea, să priceapă scripturile. Și dacă citim la Evanghelia după Luca 24, cred că versetul 45 spune, atunci le-a deschis mintea. Când? Când li s-a arătat după înviere. Atunci le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovădească tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Au crezut că Iisus nu mai este acolo, dar după ce au priceput scripturile, au putut să scrie, Iisus a înviat și noi suntem martorii Lui. Și cartea Faptelor Apostolilor este plină de această mărturie extraordinară a credinței în învierea Domnului Iisus Hristos și a unui Hristos viu în viețile lor. Binecuvântat să fie Domnul! Poți să crezi că Giulgiu este original. Poți să crezi că Giulgiu, că mormântul este gol. Dar dacă nu ai ajuns să înțelegi că Iisus Hristos a înviat și este viu, nu ai ajuns să înțelegi totul. Că esența creștinismului este un Hristos viu. Nu doar în cer, ci un Hristos viu în biserica Lui, în noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Al treilea grup, unul de care nu ne place, dar trebuie să-l amintim și pe acesta, este grupul străjerilor, care atunci când au văzut ce s-a întâmplat, au început să alerge și ei. Au plecat de la mormânt și s-au dus să spună preoților, celor mai de seamă, în paranteză spunem asta, despre toate cele întâmplate. Care-i portretul lor? Matei capitolul 28, versetul 4. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Asta e primul paradox. O să observați trei paradoxuri aici. Asta e primul paradox. Străjerii au tremurat de frică și au rămas ca niște morți. Fricoși. Păi dacă sunt străjeri, eu îmi imaginez niște străjeri, niște oameni așa feroce, înarmați până în dinți, curajoși, orice s-ar întâmpla, să nu se clatine. Scriptura ne prezintă tremurând, căzuți la pământ ca niște morți, probabil paliți la față și cu tot felul de manifestări de teamă, de frică. Nici nu poți să nu te cutreburi în fața unui Hristos înviat. Nici nu poți să nu-ți fie frică de Cel care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și în final, nimeni nu se va putea confrunta cu Hristos Cel înviat. Cei mai puternici oameni vor tremura în fața dreptului judecător care este viu în vecii vecilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Al doilea paradox este că ei s-au dus la preoții cei mai de seamă și le-au cerut sfatul. Ce să facem în cazul acesta? Și ei le-au dat un sfat interesant. Spuneți așa, în timp ce dormeam noi, ucenicii lui au venit și au furat trupul. Păi dacă dormeați, sunt două întrebări. De ce dormeați? Că nu pentru asta ați fost puși acolo. Dar a doua întrebare, dacă dormeați, de unde știți cine a venit să fure trupul?
auzi, ucenicii lui, săraci ucenici, stăteau care încotro, încuiați de frica iudeilor. Și acum să acuzați ucenicii lui că au fost atât de bravi încât au venit și în ciuda armatei care stătea să păzească mormântul, au reușit să-i fure trupul și să plece cu el. Și dacă i-ar fi furat trupul, de ce n-au ieșit cu trupul să-l arate și să spună, uite-l, ăsta e trupul lui Iisus. Noi îl avem în custodia noastră. Orice grupare teroristă are un obiect și obiectul acesta devine obiectul important pentru ei. Dar aici este paradoxul că pentru bani ostașii fac orice. Și aici este problema problemelor, materialismul. Dați-ne bani și spunem orice. Nu contează dacă stă în picioare, dacă are rațiune, dacă este logic, dacă este plauzibil, dacă iese ceva, e ok. Din păcate, materialismul este unul dintre cei mai mari dușmani ai învierii. Și vă vine să credeți ori nu, împotriva învierii se cheltuiesc și astăzi sume enorme ca să se dovedească că El n-a înviat din morți. Dar chiar dacă s-ar cheltui toți banii și tot aurul lumii acesteia, Hristos a înviat. Și înviat, cel înviat nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Glorie Domnului! Și apoi, al treilea paradox este că dacă dregătorul va afla minciuna aceasta, oamenii vor scăpa de griji. De atunci și până astăzi sunt iudeii care trăiesc în acest mare compromis. N-a înviat. L-au furat ucenicii. Nu-i Dumnezeu că n-a reușit să învieze. Și acest compromis se perpetuează și necredința este cel mai clar compromis al tuturor veacurilor. Și când va veni Hristos, va judeca lumea în ce privește neprihănirea, în ce privește păcatul și neprihănirea. În ce privește păcatul, va judeca lumea că n-au crezut în singurul Fiu al lui Dumnezeu. În final, oamenii vor fi judecați nu că au făcut multe păcate, ci că n-au crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos care putea să-i salveze și să-i mântuiască de păcat. Dacă este necredință în viața ta, lasă Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze și să schimbe. În locul necredinței să aducă credința mântuitoare. Mă grăbesc să trec la următoarea imagine. Evanghelia după Luca, capitolul 24. Alt maraton. Acesta este unul dintre cele mai plăcute. Doi dintre ucenicii lui se duceau la un sat. Nu știm cum se chema, pe unul știm că îl chema Cleopa. Unii teologi sunt de părere că al doilea ar fi fost chiar autorul Evangheliei, Luca. Oricum nu erau din cei 12, ci erau din eșantionul 2 sau unii mai merg și la ideea că era Cleopa cu soția lui. Dar asta nu contează. Drumul Emausului este însă un drum cu sens dublu. Și aș vrea să ne uităm la cele două sensuri ale drumului și să facem o comparație. Știți ce înseamnă drum cu sens dublu? Pentru cei ce nu știți, strada pielarilor este un drum cu sens unic. Unii mai vine și din partea cealaltă. Sunteți fără de legi, în fără de lege când faceți lucrul acesta. Pentru cei ce nu știți, calea Dumbrăvii este un drum cu sens unic.
Azi dimineață vedeam pe unul, în timp ce mergeam, veneam încoace, venea pe partea cealaltă, bucuros, voios. Drumul Emausului este un drum cu sens dublu. De la Ierusalim spre Emaus și de la Emaus spre Ierusalim. Ce înseamnă drumul de la Ierusalim spre Emaus? Haideți să afișăm mai repede ca să răscumpărăm vremea. Înseamnă desnădejde, înseamnă necredință și înseamnă nedumerire. Ce vorbe schimbați între voi pe drum? Cum? Tu ești singurul străin în Ierusalim care nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce? Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții și cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat, toate rămân așa cum erau. Dacă ar fi să spun ceva despre noi, despre poporul român, societatea românească este o societate desnădăjduită. Poți să vezi asta pe stradă când te uiți la fețele oamenilor. Nu mai încredere în politicieni, nu mai au încredere în patroni, nu mai au încredere în partide, nu mai au încredere în familie, nu mai au încredere în ei înșiși. E o stare de desnădejde. Vestea bună este însă că pe drumul Emausului se apropie cineva de tine. Și acela este Iisus. Și El schimbă starea aceasta de desnădejde în iluminare. Că drumul spre Ierusalim, drumul de întoarcere, este un drum în care se produce acea iluminare. Vreau să explic expresia. După ce se întâlnesc cu Domnul Iisus și îl invită în casa lor și Domnul frânge pâinea și cere binecuvântarea la masă, dintr-o dată li se luminează ochii și îl cunosc că este Iisus. Li se aprinde focul în inimă și dintr-o dată înțeleg că cel care mergea pe drum împreună cu ei nu e un străin, ci este cel ce poate să aducă adevărata iluminare, să-ți lumineze întunericul din viață și să-ți dea o nouă semnificație vieții tale. Dacă ești dezamăgit, dacă ești desnădăjduit, soluția este să te întâlnești cu Hristos care să-ți aducă iluminare, să-ți lumineze ochii și să vezi, să-ți aducă acea lumină a slavei, a prezenței Lui, a totputerniciei Lui, a faptului că El este viu în vecii vecilor. Binecuvântat să fie numele Lui. Oamenii ăștia erau necredincioși pentru că niște femei de-ale noastre s-au dus și ar fi văzut o vedenie de îngeri, ar fi spus că n-au găsit trupul, dar pe el nu l-au văzut. Unii dintre noi s-au dus, dar nici ei nu l-au văzut, dar spuneau că este viu. Dar noi nu credem asta. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți. Necredința lor îi ținea departe de ceea ce trebuia să se întâmple. Și anume să se umple dintr-o dată de bucurie și să spună: e viu, e viu! Bucuria asta care să le inunde inima, că a fi copilul lui Dumnezeu înseamnă a fi un om bucuros. Amin? Prin asta cred că ar trebui să ne cunoască oamenii din Sibiu când mergem pe stradă că suntem pocăiți. Să se vadă pe fețele noastre bucurie. Amin? Amin.
că de prea multe ori căutăm să-i copiem pe ei, în loc să lăsăm lumina care a pătruns în viețile noastre să se vadă pe fețele noastre, acea expresie a trăirii cu Hristos în această stare de bucurie. Slăvit să fie Domnul! O nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să crede tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Nepricepuți, nedumeriți, cum se poate întâmpla așa ceva? Rotiți pagina din Luca și veți vedea că nedumerirea aceasta se transformă într-un entuziasm. De la Ierusalim la Emaus era o distanță de vreo 12 kilometri. Au ajuns în Emaus, erau acolo. Dar după ce l-au cunoscut pe Iisus, n-au mai înnoptat la Emaus. S-au sculat chiar în ceasul acela. Și s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 12 adunați la oaltă și zicând, a înviat Domnul cu adevărat. Și când au găsit starea asta de entuziasm acolo, s-au încălzit și ei mai tare și au început să spună, a înviat, uite cum ni s-a arătat și nouă. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. A fi creștin născut din nou înseamnă a fi un entuziasmat pentru Hristos. A fi un om încântat de Hristos. A fi un om în viața căruia să se vadă acea licărire, acea încântare a relației personale cu Domnul Iisus Hristos. Amin. De prea multe ori se vede chiar în biserici plictiseală, lipsă de semnificație. Și mă întreb, nu cumva alunecăm în necredință și nu cumva uneori suntem desnădăjduiți, deși n-ar fi normal să fim așa? Și acum să trecem la ultima scenă. Întoarceți tot la Evanghelia după Matei. Tare mult îmi place scena aceasta. Maratonul învierii este parcurs și de Domnul Iisus cel înviat. Dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, după Ioan, îl vedem pe Domnul Iisus în grădina mormântului. Evanghelistul Matei, în capitolul 28, îl prezintă pe Domnul Iisus pe drumul pe care mergeau femeile să se întoarcă de la mormânt. Evanghelistul Luca îl prezintă pe Domnul Iisus pe drumul Emausului. Iisus este într-un maraton. Și în maratonul acesta este în căutarea noastră. Că așa spune Scriptura, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Citim din Matei, capitolul 28, versetul 8 până la 10. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Extraordinar. Erau fricoșate oarecum, văzuseră Îngerul Domnului. Aveau oarecare bucurie, dar parcă bucuria asta în care era așa timidă, palidă. Când Domnul Iisus se întâlnește cu el, le spune, bucurați-vă. Primul semn al unui om născut din nou și mântuit este bucuria mântuirii. Când te întâlnești cu Domnul și simți că păcatele îți sunt iertate, că numele tău e scris în cartea vieții, că faci parte din împărăția lui Dumnezeu, că ești născut din Dumnezeu, că ești parte din biserică și ai o grămadă de frați și de surori, n-ai cum să mai fii posac. Trebuie să te bucuri.
Bucurați-vă în Domnul, zic, iar zic, bucurați-vă. Bucurați-vă în Domnul, zic, iar zic, bucurați-vă. Aș vrea să plece în ziua asta de aici plin de bucurie. Și aș vrea cel puțin astăzi, dacă nu și mâine și toată viața, să se vadă bucuria asta în vierii lui Hristos. Știu că ai necazuri, știu că te doare piciorul sau nu știu ce te doare. Dar nu contează, bucură-te că Iisus Hristos este viu și ești al Domnului și ești mântuitul Lui, slăvit să fie Domnul. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți. Trăim într-o lume a terorismului și suntem tot mai amenințați. Discutam ieri cu cineva despre contextul sociopolitic în care suntem noi ca țară aproape de Ucraina și spuneam, oare nu cumva ne pândește un mare pericol, un război? Și după ce am terminat discuția, m-am dat seama că noi suntem în mâna lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu spune, nu vă temeți! Se spune că de 365 de ori în Biblie scrie nu vă temeți. Pentru fiecare zi din an spune odată, nu vă temeți. În fiecare dimineață când te scoli, ia Biblia, citește și caută să vezi ce făgăduință are Dumnezeu care spune nu vă temeți. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de adăpost, cetățuia mea în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile Lui. 1000 să cadă la stânga, 10.000 la dreapta, dar de tine nu se vor apropia. Credeți? Aleluia! Nu vă temeți, ci duceți-vă. Și ăsta e aspectul cu care vreau să închei. Duceți-vă și spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Și dacă citim capitolul, ucenicii s-au dus în Galileea. Și acolo Domnul Iisus din nou le spune, duceți-vă în toată lumea! Că un om care a avut experiența întâlnirii cu Hristos, cel înviat, are de acum pe buzele lui un mesaj, are de transmis ceva, are de spus ceva. S-a stins zelul evangelizării din viața ta? Nu mai ai îndemnul să spui la nimeni despre Hristos al tău cel înviat? Atunci e o mare problemă. Hristos ne spune, duceți-vă și spuneți. Și nu numai că te trimite Domnul Iisus, ci Domnul îți dă și autoritatea însoțirii. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Pentru că toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Înainte de înviere, Hristos avea putere, dar puterea Lui era limitată într-un anume loc. Dar acum Hristos are toată puterea în toate locurile, întotdeauna, în toate problemele. Aleluia! El îți dă autoritate că te trimite. Și când te trimite El, ai autoritatea acestei trimiteri. Fiindcă Hristos, cel înviat, nu este o idee. Ci Hristos, cel înviat, este o realitate. Și realitatea învierii trebuie să se vadă în noi. Amin. Hristos a moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din Yeah.
pentru tine. Mai este loc în cer pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc.